dimineața pe RRM Student FM. Sunt Irina Haideți și vă invit să ne urmăriți în continuare. Urmează mini radio show sau mai bine zis lansatorul de vedete. În fiecare sfârșit de săptămână la RRM Student FM vă prezentăm câte o viitoare stea a muzicii românești. Sunt nume în care noi credem. Sunt copii și tineri care au dovedit deja că merită încredere. Sunt talente ce ne vor încânta nu peste mult timp. Sunt vedetele de mâine. O mare parte dintre cei invitați au trecut prin filtrul celui mai important concurs artistic pentru copii. Este vorba, bineînțeles, despre Mini Miss și Mini Mister România. Puteți afla mai multe detalii despre concurenți și concurs prin intermediul internetului. Nu trebuie decât să accesați site-ul www.minimis.ro. Da, e simplu, www.minimis.ro. Dar să continuăm mini radio show. Acum pe RRM Student FM 103.4 se lansează prima piesă a emisiunii. Interpretul ei este Ionuț Haleb, un băiat frumos, talentat, deștept și mereu vesel. Să-l ascultăm pe Ionuț pentru că apoi să-l putem cunoaște personal. Justin Petrescu, inginerul nostru de sunet, tocmai a apăsat butonul play. Haideți, gazda emisiunii Mini Radio Show pe 103.4 la RRM Student FM. V-am prezentat mai înainte o primă piesă interpretată de viitoarea vedetă Ionuț Haleb. După ce l-am ascultat cântând, este momentul să-l auzim vorbind. Ionuț este aici, în studiourile RRM Student FM, ca invitat special al lansatorului de vedete Mini Radio Show. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, Irina! Sunt încântat că sunt aici, alături de tine. Atunci când am prezentat, nu am spus totul. Ești deținătorul unui titlu național râvnit de foarte mulți copii din țară. Așa este, sunt deținătorul titlului Mini Mister România 2008. Ionuț, spune-mi ce înseamnă să fii Mini Mister România. Cum ești tratat de cei din jur? Sunt tratat foarte bine, au aflat toți despre succesul meu și mulți dintre ei mă apreciază. Tu zâmbești mereu, ai o fire optimistă? Da, chiar și pe scenă, dacă știu că am greșit, zâmbesc mereu și nu
nu mă întristez. Știu că atunci când particip la un concurs, te pregătesc serios. Da, mă pregătesc. Chiar știu, nu vreau să iau premii mici. Și e greu să te pregătești așa? Nu este foarte greu. Dacă ești optimist și ești stăpân pe puterile tale, este foarte ușor. Te-am văzut și în diferite emisiuni TV. Îți place să fii pe platourile de filmare? Da, îmi place foarte mult să fiu în luminile camerelor. Dar de ce? Păi vreau ca lumea să mă vadă la televizor și să fie o vedetă. Se vede că ești un copil deosebit, dar se mai vede că ai parte și de profesori buni. Unde ai învățat tu să cânti atât de bine? Am învățat la Clubul Copiilor Sectorul 5 împreună cu profesoara mea, Mirela Dadai. Trebuie să spunem că tu ai parte de o poveste specială. Doamna Mirela Dadai a fost profesoara mamei tale. Da, a fost profesoara mamei mele, 10 ani. Acum înțelegem de ce ești așa de bine pregătit. Dar haide să mai ascultăm o piesă. Te rog să alegi tu melodia. Coșarul. Iustin Petrescu, inginerul nostru de sunet, a primit CD-ul tău și ne ajută să ascultăm piesa următoare. Invitat în studiourile RRM Student FM este astăzi nimeni altul decât Mini Mister România 2008, Ionuț Halep. Ionuț, tu demonstrezi pe scenă că ești și un bun dansator. Dacă cei care te ascultă își propun să danseze ca tine, ce îi sfătuiești să facă? Tu cum procedezi? Îi chem pe scenă, îi învăț mișcările, dăm drumul la piesă și începem să dansăm. Și dacă vezi tu că nu fac pașii așa cum trebuie? Nu-mi pasă, așa este publicul. Deci îi lași în pace? Da. Nu-i mai recomand și tu, uite, acolo să mai facă ceva, un pas, eu știu. Da, dacă la gală va trebui să danseze iar, o pregătire, la gală va ieși foarte bine. În urmă cu puțin timp, în colaborare cu organizația Miss România, a fost editat un orar calendar special. Acolo tu apari în două fotografii ca purtător al titlului de Mini Mister România. Ce rost are acest orar calendar? Acest orar calendar
este pentru copii ca să scrie programul. După școală, ce vor face? Vor merge în parc, își vor face temele, se vor juca. Și tu ți-ai notat deja ora?